Cel mai rău în viață e să te dai rotund și să fii plin de lacune. Adică după ce că e grămadă și se erijează într-un factor educațional, antipaticul Banciu de la B1 TV ne scuzați din nou, se dă cult în cap și e plin de scorburi. Apropo, astăzi este 11 noiembrie, ziua în care Germania nazistă a capitulat în primul război mondial, da? În 1918 nemții au capitulat, în Franța a fost o zi de sărbătoare, este o zi unică pentru ei, practic cea mai importantă sărbătoare a anului. Dragi copii, să nu credeți o iotă din ce a spus Altimbancul, pentru că nu este corect informat. Germania nazistă se numea așa pentru că era condusă de Partidul Muncitoresc Național Socialist German. Național Socialist Deutsche Arbeitspartei, care a condus Germania din 1933 până în 1945. Deci, în 1918, Germania nu era nazistă decât pentru tine, băi, chiliosule, care te dai mare. Apropo, astăzi este 11 noiembrie, ziua în care Germania nazistă a capitulat în primul război mondial, da? În 1918 nemții au capitulat, în Franța a fost o zi de sărbătoare, este o zi unică pentru ei, practic cea mai importantă sărbătoare a anului. A cam dat-o în bară, domnul Banciu. Da, mă, și care-i problema?